cele patru proiecte care au fost prezentate de colegi sunt un minim de bun simț pe care îl putem face pentru persoanele cu dizabilități și cer partidelor din Consiliul Local să le susțină și să le voteze. Repet, le cer să le susțină și să le voteze și să nu găsească pretexte să le respingă sau să nu le introducă pe ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local. Am mai făcut lucruri de genul ăsta, să nu mai facă. Acestea mă propune să măsuri simple și care nu costă mulți bani, prin care partidele, dacă se opresc din certuri și din războiul pe bani publici, pot îmbunătăți viața unor ploieșteni și care nu sunt puțini. Repet, 10.740 de ploieșteni sunt persoane cu dizabilități. Sigur, sunt multe alte lucruri de făcut, dar putem măcar începe de aici. Și o să repet. 1. Trebuie să le asigurăm măcar o zi de bucurie pe an în timpul unui festival dedicat lor, în care ei să fie personajele principale și beneficiare. 2. Trebuie să intrăm în legalitate și să le asigurăm posibilități de mobilitate prin servicii de taximetrie. Și aici aș vrea să fie lucrurile foarte clare, că Mihai nu a spus. Este o obligație legală din 2006 ca autoritățile locale să se asigure că există acest serviciu în Ploiești. Conform legii 448 din 2006, autoritatea locală de fapt ar trebui să oblige companiile de taximetrie să aibă cel puțin o mașină pentru persoane care folosesc scaunul rulant. Din 2006 până în 2025 nu s-a întâmplat acest lucru. Licențele oricum expiră de-abia peste 3 ani. Să vii cu o măsură să îi obligi peste noapte să facă lucrul ăsta, pentru că era, când a fost legea adoptată, era o perioadă tranzitorie, normal, trebuia să discuți cu companiile de taximetrie. Nu poți să vii peste noapte și să îi obligi pe oamenii ăștia, pentru că au probleme financiare, au un business plan. Ca atare am propus această soluție, să existe o mașină la SSC care să dezervească populația care are nevoie. Peste 3 ani putem discuta, în acești 3 ani putem intra în dialog cu serviciile cu companiile de taximetrie. 3. Trebuie să le asigurăm lor, dar și ploieștenilor în vârstă și mamelor cu copii mici, acces ușor și nediscriminatoriu în locașurile de cult, la catedrală, dacă ești persoană cu dizabilități, dacă ești om în vârstă, dacă ești mamă cu cărucior cu copii mici, pur și simplu aproape că nu ai șanse să intri în catedrală și autoritatea locală trebuie să ajute bisericile să construiască aceste rampe. E simplu. Deci încă o dată nu din banii bisericilor, ci din banii autorității, din banii Ploieștiului să se întâmple acest lucru. Și nu în ultimul rând, pentru că aceste trei proiecte nu acoperă întreaga problematică a persoanelor cu dizabilități, trebuie să le asigurăm un cadru de dezbatere și negociere și propuneri care să le rezolve multe alte probleme. Și o să dau câteva exemple. Acces la transportul în comun, posibilitatea de a te plimba prin oraș fără să te arunci de pe trotoare, înființarea de centre respiro și multe altele. Sunt multe, multe alte probleme pe care persoanele, cele 10.740 de persoane cu dizabilități le au în Ploiești și ele trebuie rezolvate. Noi am propus un set de măsuri simple și care nu costă, pentru că ne dăm seama că bugetul nu suportă brusc toate alte soluții. Deci trebuie să existe această comisie mixtă formată din reprezentanții autorității locale și reprezentanții asociațiilor persoanelor cu dizabilități. Acest pachet de legislație locală este primul dintr-o serie de inițiative ale grupului nostru care vizează creșterea calității vieții în Ploiești, într-un moment în care nimănui din partidele locale pare să nu le mai pese de ploieșteni.